O nouă promoție a Școlii Ardene de Sudură iese de pe bănci. Astăzi, sudori pregătiți pentru a se integra în economia locală, națională și, de ce nu, europeană. Calapiș Gheorghe Numunesc, mă numesc. Azi am dat proba finală și sper să luăm notă bună. Cum a fost perioada pregătirii la școală până acum? Cum v-ați simțit aici? Foarte bine, foarte bine. Nota 10, Școlii de Sudură. De ce ați ales să deveniți sudor? Am fost trimis de firma la care lucrez și le trebuia un sudor în firmă. Așa. Aici avem o sudură colț, orizontală, dată ok. La exemplar se poate și mai bine. Pe ok, te rog să ne reamintești de unde vii și de ce ai ales școala aceasta. Vin din Târgu Neamț, numele meu este Viroagă Cosmin. Și este o meserie de viitor și dacă ai puțină creativitate poți să faci orice vrei tu cu această meserie. Ce urmează pentru tine? Ce-ți propui? Urmează să mă duc acasă și într-un timp foarte scurt să-mi găsesc și un loc de muncă. Mult succes! Mulțumesc! Prima dată motoul sudorilor. Să nu uităm totuși. În viață și natură nu-i nimic fără sudură. Școala funcționează foarte bine. Am o echipă deosebită, o întinerim. Normal că mergem spre progrese, firmele toate cer sudori. Cu regrete, asta e capacitatea noastră, dar o facem foarte bine. În Arad nu există firmă unde să nu fie cel puțin doi sudori crescuți și educați de noi. Nu numai în Arad, avem și în toată țara, în toată Europa. Desigur că sunt bucuros dacă Dumnezeu mă ține cu echipa mea. În 2 ani vrem să înființăm o academie aici. Suntem recunoscuți pe plan european. În 2017 la Tbilisi am luat locul 6 din 34 de țări. Știm unde ni-i locul. Mergem înainte. Economia are nevoie de mână de lucru calificată. Noi îi monitorizăm pe toți sudorii, care avem peste vreo 300 care au terminat la noi. Modo grosso, cam 80% practică meseria. Suntem mulțumiți. Le doresc la toți sudorii, precum și la celorlalți din meseriile apropiate la mulți ani, multă sănătate și hai la muncă! Bună ziua! Balaj Ișvan sunt și am studiat aici un colț orizontal, 5 cu 21. A fost greu? A fost ușor? A fost destul de ușor. Adică ne-am învățat aici, ne-am învățat cum să facem. Cum a fost perioada pregătirii? Cum a fost în școală? Școala a fost... La început a fost mai greu, dar după aia, încet, încet, cum ne-am revenit, a început să fie cât mai ușoară. De unde ai venit? Din Dorobanț. Și ce se întâmplă în următoarea perioadă? Angajare undeva, firmă, ce? Nu, deja sunt angajat. Deja sunt angajat și vreau să continui meseria asta. Cum recomanzi școala pentru alții care încă n-au încercat, poate chiar de la Dorobanț? Eu recomand cu cea mai mare încredere, deci aici dacă vrea cineva să învețe, sigur că... își face meserie. Mă simt privilegiat să pot instrui viitorul de mâine în sudură. Am avut o generație foarte tenace, zic eu, foarte abilă, au fost foarte deschiși, dornici de a învăța, pentru că sunt oameni maturi. Toți sunt trecuți de 18 ani și s-au lovit în viață cu problema meseriei, au văzut că trebuie, au văzut că e foarte căutată sudura. Și au dorit lucrul ăsta, asta m-a ajutat și pe mine foarte mult și au venit să învețe. S-au specializat foarte bine. Eu mă bucur
chiar avem oferte de angajare. Am fost sunat chiar aseară de ceva firmă care spunea că ar trebui peste 100 de sudori. Am spus, e imposibil, Aradul nu poate să ofere atât de mult. Dar ce facem noi? Grupa asta care am reușit să o facem, unii sunt trimiși de firme care i-au și finanțat și ca atare au locul asigurat, dar unii sunt, cum zic eu, liberi de contract, ceea ce mă ajută să-i direcționez către firmele de profil care caut așa ceva. Mi-au plăcut foarte bine și foarte mult. Sunt și sunt fericit că am gătat total. Cum a fost? A fost greu de însușit? V-ați imaginat altceva? A fost mai greu? Sau a fost ușor și v-au explicat ce de aici? A fost ușor, dar nu. Totuși. Ce urmează să faceți? Sunteți deja angajat sau mergeți spre o angajare? Sunt angajat deja la Germax. Mm-hmm. Și va fi mai ușor de lucru acum? Se vor prinde mai ușor hefturile? Sper că da. Bun, cu cine am vorbit? Cu Iosif Ladislau Halai. Avem aici niște oameni care au venit din medii mixte. Adică avem și tineri cu studii superioare, avem și persoane care putem spune că nu sunt exact la 20 de ani, dar toți au primit un pachet de cunoștințe și și-au însușit un pachet de cunoștințe robust care le vor permite să se acomodeze la orice loc de muncă. După părerea noastră, luni la prima oră acești oameni pot să meargă fără nicio problemă să se angajeze. Ei au primit oferte chiar după primele două săptămâni de curs. Oportunitățile putem să le restrângem la nivel european. Sunt din ce în ce mai multe pe zi ce trece. Și piața cere și va cere tot mai mulți sudori. Oportunități de angajare sunt foarte multe. Super, super ok din toate punctele de vedere. Momentan, grup Mandriento sunt și actual și probabil și în viitor apropiat. Cum ai recomandat școala pentru cei care încă n-au încercat să se califice? Nu știu, ok, să vină la școală să facă diploma, e tot ok. Ce a fost mai greu, teoria sau practica? Nici una, nici alta, toate au fost foarte ok, din toate punctele de vedere. Ceana Ciprian. Domnul Pavel, cum a fost examenul de astăzi? A fost un examen bun, sperăm să fie o probă bună și să mergem mai departe. Cum au fost săptămânile de pregătire până acum? Cum ai simțit aici școala? Au fost cu emoții, pentru că fiecare dintre noi dorim o excelență și au trecut. Acum suntem la examen și sperăm să fie totul bine. Ce urmează pentru tine? Probabil un loc de muncă, ca și sudor. Acum dacă absolvim... De unde veni? Ineu. Ok, păi la Ineu cred că este de lucru, nu-i așa și în domeniul ăsta? Da, este. Ce a fost mai greu, teoria sau practica? Practica. Emoții și cam practica au fost mai greu. Să iasă bine și asta e. Am avut colț orizontal, sudor mai accesibilă și sperăm să fie făcut bine. Greu, tot? E ok. Ce urmează pentru dumneavoastră în următoarea perioadă? Urmează un weekend liniștit. Și după, în meserie? După, sperăm că da. De unde ați venit încă o dată și cum vă numiți? Din Vladimirescu. Cum vă numiți? Litianu Vasile. Salutare, pe cine cunoaște? Casian, din Petroșani, să trăiți. Cum a fost pregătirea până acum, de când ne-am văzut ce s-a mai întâmplat? Cea mai mișto examen, vă dați seama, cea mai șmechere pro practică de la un examen vreodată. Bine, cum să fie pregătirea? Foarte, foarte antenant. Am învățat în două luni cât în șase, trei luni. Trei luni cât în șase, dar noi nu ne-am văzut de două. Da. Unde ai reușit să locuiești în perioada aceasta? Ne-a cazat aici, în Arad, școala noastră de sudură și a fost foarte bine, după părerea mea, față de alte cazuri în care am stat. Deci bine. Okay. Prezintă-ne piesa pe care ai pregătit-o. Piesa, da. Colț orizontal. Printre primele suduri pe care le-am învățat, colț la 90 de grade, sudat cu gaz activ, argon 82%, CO2 18%. Și... N-arată rău deloc. Hai să mergem să scriem numele. Da, pentru tablă neagră arată bine. Da. Bună ziua, puține emoții, dar a fost bine, foarte bine. De unde veniți? La ce firmă lucrați? Dudești, noi județul Timiș, momentan în colaborare cu o firmă,
și am vrut să învăț că o să-mi folosească pe viitor. Va fi mai ușor cu locul de muncă, acum se vor lipi mai ușor hefturile. Este un mare avantaj pentru că în Timișoara ai criza mare de sudor și o să fie un avantaj. Tomoș Vasile, Dudeștinoi, județul Timiș. Ești student sau? Da, sunt student la Universitatea Revaicu din Arad. Și când ai terminat școala la noi? Nu știu, acum cred că 2 ani, 3 ani, ceva de genul. Și practica de aici cum a ajutat? Ajută, într-adevăr. Bineînțeles, numai problema e că nu fac la școală. La facultate practică. Doar ce fac aici nu-i destul. Era frumos să fac și la școală, dar n-ai de unde. Nu putem. Așa e programa lor și n-ai materiale la facultă, n-ai... Na. Cu Nina Gabriel. Să urmați profesia care ați învățat-o acum și vă doresc succes și sănătate. Antar Elec, 9.50. Media, felicitări. Balas Ișvan, 9. Sala Piș Gheorghe, 9.50. Cianat Ciprian, Cătălin. Ăsta vine de Ucraina, aș spune. 9. Dar ce ai pățit? Paradis. Destina Casian, 9. Bravo, Casian! Halai Ladislau, Iosif, 9.50. Bravo, mă! Litianu Vasile, 9.50. Bravo, Vasile! Bravo, Vasile! Pavel Iulian, Pavel Iulian, 10! 10! Bravo. Tomoș Vasile, 9. Să le mai aplaudăm încă o dată, bă. Și Viroagă Cosmin, 10. Ia uite, ăsta e eu, ăsta la Piatra Neamț. Dragi viitori colegi, mă bucur pentru seriozitatea voastră. Desigur, nu au fost ușor aceste 3 luni, am întâmpinat și greutăți, ne-am mai și certat, dar ne-am și împăcat. Asta este o școală adevărată, ca să ai modulul pedagogic, încât, ca să-l critici pe elev, dar critica să fie documentată pentru a-l ridica calitatea. Ați fost minunat, ați dat dovadă de seriozitate, mă mândresc cu voi și mă mândresc că deja toți v-ați găsit de lucru înainte de a termina școala. Ăsta este un lucru normal, economia are nevoie de mână de lucru calificată. Doresc la toți sărbători fericite și nu uitați motoul nostru, viață și natură, nu-i nimic fără sudură. Nu se naște niciun plot fără un electron. Hai sudura, hai sudura, să asupăm crăpătura, vă dorim toate cele bune. Mai departe cu ordinea de zi. A. Am onoarea de să mai... dau o diplomă de apreciere domnului Liviu Rujan, care a fost prea indulgent. Nu știu cum, dar totdeauna și-a făcut datoria. Nu știu. Și totodată nu pot să trec cu vederea să nu apreciez pe distinsa doamnă inginer Doina Moldovan. Vreau să menționez că o cunosc de o grămadă de ani. 20 am făcut. În 2002. 20 de ani. Un om deosebit care prin mâinile ei, mă rog să mă filmați, că
Au trecut mii de sudori la uzina de vagoane, i-au educat și i-au crescut. Este pensionară, dar este în comisie. Totdeauna ce ne-au învățat, ne-au cârchit, dar nu știu ce, dar ne-au ajutat. Îi mulțumim frumos pentru continuarea muncii și acceptăm în continuare criticile ei, că sunt constructive. Mulțumim frumos și îi dorim la mulți ani. Distinsă-i, doamnă, inginer. Mulțumim frumos, Doina. Bă, băieți, dați-i până, bă, că nu v-o da note bune. Acum aveți ocazie. Mulțumim frumos. Haideți acum să mă deașezăm în lotru. Băieți, acum vă puteți de dechi. Cum mă-i doamnă Anta cu diploma? Sunt fericit, e bine. Ce urmează? O să vedem, o să practicăm poate în România puțin, ca să ne intrăm în mână, cum se spune, și după aceea, dacă ajută bunul Dumnezeu în străinătate, că acolo cred că e mai bine. Spor la treabă! Mulțumim și dumneavoastră și sărbători fericite!